Bine ați venit la un nou episod din cadrul seriilor de mesaje Armura lui Dumnezeu. În aceste episoade vorbim despre un pasaj din capitolul 6 din Efeseni, în care Pavel ne descrie un război care se întâmplă între credincioși și forțele Întunericului. Și ca și credinciosul să fie victorios în războiul lui cu diavolul, el are nevoie să fie îmbrăcat cu armura lui Dumnezeu. Și în episoadele precedente a vorbit de primele două componente ale acestei armuri, care este adevărul, adică cuvântul lui Dumnezeu, și platoșa neprihănirii. În episodul de astăzi vom vorbi despre cel de-al treilea component al acestei armuri și despre acesta citim în Efeseni, capitolul 6, de la versetul 14. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii. Pavel compară încălțămintea unui soldat cu Evanghelia. Ce trebuie să înțelegem despre Evanghelie e că dacă nu călcăm în Evanghelie, dacă nu călcăm conform Evangheliei, nimeni nu poate fi mântuit. De ce spun lucrul acesta? Pentru că doar în Evanghelie este puterea ca omul să poată fi mântuit. Și despre acest lucru citim în Romani, capitolul 1, versetul 16. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Ce ne spune Pavel în acest pasaj e că Evanghelia are puterea de a mântui pe fiecare om, dar pe fiecare care crede. Deci Evanghelia nu mântuie ea pe cine vrea ea, ci mântuie doar pe cel ce crede. De mii de ani, oricine crede în acest mesaj al Evangheliei a fost mântuit și este mântuit. În Evanghelie este putere. Noi încercăm așa de multe lucruri să facem, tot felul de strategii, tot felul de programe bisericești, ca cumva să atragem oamenii spre Hristos. Însă am uitat că puterea nu este în programele noastre, nu este în tradițiile noastre, nu este în cât de bine vorbim, ci este în Evanghelia lui Iisus Hristos. Dacă vrei ca cineva să fie mântuit, dacă chiar îți pasă ca cineva să-L cunoască pe Hristos, spune despre Evanghelie. Pentru că în Evanghelie este putere. Trebuie să credem lucrul acesta. Și fiecare dintre noi care astăzi slujim lui Dumnezeu, suntem în momentul acesta aici, slujim lui Dumnezeu, pentru că la un moment dat am auzit acest mesaj al Evangheliei. Nu mersul la biserică, nu cititul din Biblie, nici măcar rugăciunea făcută în fiecare seară nu te poate mântui, ci doar credința în Evanghelie. Desigur, oricine crede în Evanghelie va face aceste lucruri. Dar poate cel mai bun rezumat a ceea ce este Evanghelia, citim în 1 Corinteni, capitolul 15 și de la versetul 1, Pavel spune așa: Vă fac cunoscută, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Astfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, a fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi. Trei lucruri ne spune Pavel despre Evanghelie în acest pasaj. Că Iisus a trăit, că Iisus a murit și că Iisus a înviat. Importanța vieții lui Iisus e că Iisus trebuia, sau mai bine zis cineva, trebuia să împlinească toată legea ca astfel să fie o jertfă capabilă să ierte toate păcatele a întregii omeniri. Legea a fost dată pe vremea lui Moise.
Și mii de ani Dumnezeu a așteptat ca cineva cumva să împlinească această lege, ca astfel acel om să fie reprezentant în fața lui Dumnezeu și prin credința în acel om cumva fiecare om să fie socotit neprihănit. Însă nu s-a găsit niciun om care să poată ține toată legea. De aceea Iisus, care e Dumnezeu, a luat să înfățișare de om și El a trăit fără să păcătuiască și nu numai că nu a păcătuit, ci a împlinit fiecare lege în parte. Iisus a împlinit toată legea și de aceea are puterea să ia toate păcatele asupra Lui și are acest drept să-L facă. Moartea lui Iisus e importantă, fiindcă dacă Iisus nu murea, dacă El nu lua pedeapsa păcatului asupra Lui, noi trebuia să fim pedepsiți. Atunci când ne uităm la cruce, îl vedem pe Iisus Hristos. Dar adevărul era, dacă nu era Iisus pe cruce, noi trebuia să fim pe acea cruce. De noi trebuia oamenii aceia să-și bată joc. Noi trebuia să fim dezbrăcați și oamenii să râdă de noi, fiindcă meritam să fim sinceri. Însă Iisus, pentru că ne-a iubit, în dragostea Lui, El ne-a luat locul. Și de aceea Cuvântul Dumnezeu vorbește despre cruce, că la cruce s-a făcut un schimb. El s-a făcut păcat și noi care suntem și am fost păcătoși, am devenit neprihăniți. Ca astfel să putem sta în prezența lui Dumnezeu. Și învierea e importantă, fiindcă dacă Iisus nu învia și astăzi încă era în locuința morților, era încă în procesul de a plăti pentru păcatele noastre. Și astfel nimeni nu putea fi socotit neprihănit. Și astfel oricine murea nu mergea în prezența lui Dumnezeu, ci mergea în locuința morților. Însă pentru că Iisus a înviat și noi avem această siguranță că vom învia împreună cu El și vom fi acolo unde e El astăzi. E așa de trist că credincioșii vorbesc de înviere doar de Paști. Și fac acest lucru pentru că nu înțeleg importanța învierii, nu înțeleg ce important este faptul că Iisus a înviat ca noi să fim socotiți neprihăniți. Acesta e mesajul care a schimbat viața a milioane de oameni. E mesajul care a schimbat istoria. E mesajul care a provocat prigonire asupra oamenilor. Creștinii sunt prigoniți de mii de ani. Și, din păcate, unii cred că ceea ce se întâmplă astăzi e o foarte mare tragedie. Că se vorbește rău că ești pocăit, că se vorbește rău că ții credință. Însă, acum 2000 de ani, creștinii erau omorâți, uciși. Din păcate, se întâmplă și astăzi în alte locuri acest lucru. Însă, în Europa sau în America, creștinul poate să predice Evanghelia unde vrea și când vrea și cui vrea, fără să fie limitat. Pacea Evangheliei despre care vorbește Pavel în Efeseni 6 se referă la faptul că un credincios care crede în Evanghelie, care crede în Iisus Hristos, are siguranța faptului că orice s-ar întâmpla, el după ce moare va fi în prezența lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă să fii încălțat cu râvna Evangheliei păcii. Să știi că prin orice lucru treci, orice ți se va întâmpla în această viață, tu știi că după aceea vei trăi o veșnicie în prezența lui Dumnezeu. Și această pace poate veni doar dacă ești sigur că tu chiar crezi. Doar dacă cunoști Evanghelia și o crezi și știi că această Evanghelie are puterea să te mântuie. Din păcate, mulți credincioși nu cred în această putere a Evangheliei păcii și de aceea nu au această pace în ei. Ei, pe majoritatea, dacă întrebi, ești mântuit, ei zic, Dumnezeu știe acest lucru. Însă dacă ați ști că Evanghelia are putere să mântuie, nu te mai întreba dacă ești mântuit sau nu, ci vei fi sigur că ești mântuit. De ce? Pentru că Evanghelia are putere să mântuie. Și acest lucru îți dă o pace extraordinară. Și un om care are o pace, un om care nu se uită la circumstanțele din jurul lui, acel om nu va fi dat jos sau nu va cădea imediat și vine o problemă peste el sau un necaz peste el. Nu. Pentru că El se uită dincolo de ceea ce este în această lume. Tot ce este în jurul nostru e trecător. Chiar dacă ține 20, 30, 40 de ani. Însă ce urmează e veșnic. Și acest lucru ne dă pacea. Vă rog ca harul și dragostea lui Iisus Hristos să rămână peste voi toți. La revedere!